Micul Paganini sau Mircea Dumitrescu are 12 ani și este membru al clubului de excelență al Fundației Dan Voiculescu. Tânărul violonist a fermecat din nou audiența la recitalul susținut la Filarmonica din München. Milioane de oameni au amuțit când l-au ascultat. S-a întâmplat și zilele trecute la Filarmonica din München, unde Mircea Dumitrescu a ridicat sala întreagă în picioare. În momentul în care se urcă pe scenă, se face lumină și în jurul lui se face loc și el apare cu toată personalitatea lui și strălucește. Iar strălucirea lui a adus o invitație la Festivalul Internațional de Muzică Clasică pentru Copii. Celebrul pianist Walter Kraft, directorul conservatorului Richard Strauss, a fost cel care l-a chemat. M-a felicitat pentru că am cântat foarte bine și eu i-am mulțumit din tot sufletul. Am avut ocazia până acum să întâlnesc un asemenea talent, de consider un ingeniu. Mai rar treci de premii întâi într-o așa de scurtă carieră. Își ținem în mână programe pentru adulți, foarte bine, fără pierdere, cântă pe scenă ca și cum acolo s-ar fi născut. Însă acest talent trebuie sprijinit. Tocmai de aceea, Fundația Dan Voiculescu este alături de acest copil minune din 2008. Aș vrea să-i mulțumesc foarte mult Fundației Dan Voiculescu, care m-a sprijinit până acum. Și îl va sprijini și în continuare, pentru ca întreaga lume să afle de talentul său.